Dragi români, plătiți-vă taxele și impozitele la timp. Familia Iohannis abia așteaptă și a pregătit o pensie de lux. 7 milioane de euro din banii dumneavoastră să investească în casa pe care o vor primi de la voi, de la statul român, aici aflat în spatele meu. O vilă pe Bulevardul Aviatorilor în București. Așa că e merită președintele Iohannis acest lux. 7 milioane de euro, poate nu ați auzit. 1200 de metri pătrați, cu sere, săl de sport, locuri unde să se simtă bine, poate pentru ei, până când or trăi pe acest pământ. Ce a făcut președintele Iohannis pentru acest merit, pentru acest beneficiu plătit din banii noștri? Haideți să ne uităm la ultimele rezultate din educație. La simularea pentru evaluarea națională, peste 60% dintre copii nu au reușit să ia nota de trecere la matematică. Domnule Iohannis, nu vă este un pic rușine?